Atestat la informatică, limbajul C++, problema 20. Fișierul mat.in conține pe prima linie un număr natural n, iar pe fiecare din următoarele n linii, n numere reale, reprezentând o matrice pătratică A cu n ori n elemente, să se afișeze cel mai mic element din matrice și pozițiile pe care apare în matrice. Deschidem CodeBlocks-ul, creăm un nou proiect C++. Îi dăm numele problema 20. Next. Finish. Deoarece citim matricea din fișier, trebuie să includem și biblioteca fstream. Variabilele folosite sunt variabilele întregi n, i și j și variabilele de tip real, matricea A cu maxim 100 de linii și maxim 100 de coloane și variabila min. Deschid fișierul mat.in pentru citire. ifstream f mat.in între ghilimele. Pe prima linie în fișier se află numărul de linii și coloane, adică n. Cu ajutorul a două foruri, citesc matricea. Deci, for i de la 1 până la n, for j de la 1 până la n, f mai mare, mai mare, a de i j. După ce am citit matricea din fișier, inițializez variabila min cu primul element din matrice. Adică elementul aflat pe linia 1, coloana 1. Parcurg din nou matricea. Și dacă elementul A de IJ este mai mic decât min, min devine egal cu A de IJ. După aceste două foruri, am găsit elementul minim din matrice, îl afișez pe ecran. Și trec pe rândul următor, cu comanda endline. Apoi parcurg din nou matricea. Și dacă a de ij egal cu min, afișez linia și coloana pe care am fost găsit minimul. Linia este I, coloana este J. Și trec pe rândul următor. După
După ce am tastat programul, creez fișierul mat.in. Mai întâi salvez programul, apăs pe butonul Save, in File, New, Empty File, Yes, creez fișierul mat.in, Save, OK. Aici am să tastez primul exemplu din anunțul problemei, matricea care are 3 linii și 3 coloane și elementele 5, 9, 7 pe prima linie, pe a doua linie 4, 9, 9 și pe a treia linie 2, 3, 7. Salvez fișierul și apăs tasta F9 pentru a lansa în execuție programul. A fost afișat minimul. Minimul este 2 și se află pe linia 3, coloana 1. Tastez și al doilea exemplu din problemă. Matricea de 4 linii, 4 coloane. Pe prima linie avem 4, 8, 6, 7. Pe a doua linie 5, 6, 4, 0. Pe a treia linie 0, 2, 1, 0. Pe a patra linie 5, 4, 6, 2. Rulez din nou programul, apăs F9. Minimul este 0 și el se află pe linia 2, coloana 4, pe linia 3, coloana 1 și pe linia 3, coloana 4. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!